Capitolul 3. Anatomia emoțiilor. Psihologia emoțiilor umane este vastă și complexă. Ea folosește numeroase simboluri și face referiri la mitologie, bazându-se pe ipoteze care sunt adesea dezbătute cu pasiune. În consecință, există diverse școli de psihoterapie cu obiective și metode diferite. Simplitatea fiind unul dintre semnele distinctive ale adevărului, voi zugrăvi o hartă a emoțiilor simplă, practică și verificabilă care poate fi testată atât prin experiență personală, cât și prin verificare obiectivă. Scopul supraviețuirii. Oricare ar fi ramura psihologiei pe care o veți studia, aceasta vă va dezvălui că obiectivul principal al umanității, care le depășește pe toate celelalte, este supraviețuirea. Fiecare dorință umană este orientată spre asigurarea supraviețuirii individului și supraviețuirea grupului cu care acesta se identifică, respectiv familie, ființele iubite sau țara de origine. Oamenii se tem cel mai mult de pierderea capacității de a experimenta. În acest sens, sunt interesați de supraviețuirea corpului lor, pentru că ei consideră că sunt acest corp și că, prin urmare, au nevoie de el pentru a-și duce existența. Pentru că se percep ființe separate și limitate, ei sunt angoasați de sentimentul lipsei. Oamenii obișnuiesc adesea să caute în afara lor satisfacerea propriilor nevoi. Aceasta îi face să se simtă vulnerabili, pentru că își sunt insuficienți lor înșiși. Mintea este, așadar, un mecanism de supraviețuire, iar metoda pe care o folosește în acest scop este utilizarea emoțiilor. Gândurile își fac apariția din emoții și, până la urmă, emoțiile sfârșesc prin a deveni o abreviere a gândurilor. Mii, dacă nu chiar milioane de gânduri, pot fi înlocuite de o singură emoție. Emoțiile sunt mai simple și mai primitive decât procesele mentale. Instrumentul utilizat de minte pentru a-și atinge obiectivele emoționale este rațiunea. Când este folosită de intelect, emoția primară latentă este de obicei inconștientă sau cel puțin situată în afara sferei conștiinței. Când emoția latentă este uitată sau ignorată, fără a mai fi experimentată, indivizii nu sunt conștienți de motivele care stau la baza acțiunilor lor și plăsmuiesc tot felul de motive plauzibile. De fapt, de cele mai multe ori, ei nu știu de ce fac ceea ce fac. Există o modalitate simplă de a deveni conștienți de scopul emoțional ascuns, care stă la baza unei activități, iar aceasta este utilizarea întrebării pentru ce. După fiecare răspuns, se întreabă din nou și din nou pentru ce, până la descoperirea sentimentului primar. Iată un exemplu. Un bărbat își dorește un Cadillac nou. Mintea îi oferă toate motivele logice pentru această dorință a lui, însă logica nu justifică chiar totul. Atunci bărbatul se întreabă: pentru ce îmi doresc Cadillacul? Ei bine, răspunde tot el, pentru a obține un anumit status, recunoaștere, respect și poziția socială a unui om de succes în societate. Din nou se întreabă: pentru ce am nevoie de status? Ca să obțin respectul și aprobarea celorlalți, ar putea el răspunde. Și pentru a consolida acest respect. Din nou se întreabă: pentru ce îmi doresc respect și aprobare? Pentru a avea un sentiment de siguranță. Din nou se întreabă: pentru ce am nevoie de siguranță?
ca să fiu fericit. Succesiunea întrebărilor pentru ce ne dezvăluie că la baza dorinței se află sentimente de nesiguranță, nefericire și lipsa sentimentului împlinirii. Fiecare activitate sau dorință vor dezvălui că scopul ei principal constă din dobândirea unui anumit sentiment. Nu există alte scopuri în afară de depășirea fricii și obținerea fericirii. Emoțiile sunt legate de ceea ce considerăm noi că ne va asigura supraviețuirea, nu de ceea ce va realiza într-adevăr acest lucru. Emoțiile însele sunt, de fapt, cauza fricii primare, care determină pe toată lumea să caute în mod constant siguranța. Scala emoțiilor. Prezentarea detaliată a nivelurilor de conștiință, a fundamentărilor științifice și a aplicațiilor practice se regăsește în cartea Putere versus Forță, determinanții ascunși ai comportamentului uman, din anul 1995. Pe scurt, totul emite energie, fie pozitivă, fie negativă. Intuitiv putem face diferența între o persoană pozitivă, prietenoasă, sinceră, politicoasă și una negativă, lacomă, necinstită, odioasă. Energia Maicii Tereza era evident diferită de energia lui Adolf Hitler. Energia celor mai mulți oameni se situează undeva între cele două. Muzica, locurile, cărțile, animalele, intențiile și tot ce este viu emit o energie care poate fi calibrată în funcție de esență și nivelul ei de adevăr. Ceea ce se aseamănă se adună. Energiile diferite alcătuiesc tipare atractoare sau niveluri de conștiință. Harta conștiinței, în anexa A, oferă o imagine liniară, logaritmică, a acestui univers energetic neliniar. Fiecare nivel de conștiință sau tipar atractor este calibrat pe o scală logaritmică a puterii energetice, de la 1 la 1000. Nivelul de plinei iluminări, 1000, din partea superioară a hărții, reprezintă cel mai înalt nivel care poate fi atins în regnul uman. Este energia lui Isus, a lui Buddha și a lui Krishna. Nivelul rușinii, 20, se află în partea inferioară a hărții, în apropierea morții, reprezentând treapta cea mai de jos a supraviețuirii. Nivelul curajului, 200, este valoarea critică ce marchează trecerea de la energia negativă la energia pozitivă. Este energia corespunzătoare integrității, onestității, puterii interioare și capacității de a face față situațiilor. Nivelurile amplasate sub cel al curajului sunt destructive, pe când cele amplasate deasupra curajului stimulează viața. Un simplu test muscular ne va dezvălui imediat diferența. Stimulii negativi, sub 200, vor face mușchiul să se relaxeze. Stimulii pozitivi, peste 200, vor face mușchiul să se contracte. Adevărata putere întărește. Forța duce la diminuare. Dacă ne situăm peste nivelul curajului, oamenii ne caută pentru că le dăruim energie, putere și ne manifestăm bunăvoința față de ei. Dacă ne situăm sub acest nivel, oamenii ne evită pentru că le luăm din energie, forță și încercăm să-i folosim în vederea satisfacerii nevoilor noastre, materiale sau emoționale. În cele ce urmează,
Vom descrie scala de bază, începând cu energiile superioare și coborând către energiile inferioare. Pacea, nivel 600. Acest nivel este trăit ca perfecțiune, extaz, lipsă de efort și unitate. Este o stare de non-dualitate, dincolo de separare și dincolo de intelect. Ai idoma cu pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Este descrisă ca răspândire de lumină sau iluminare. Este rar întâlnită la scală umană. Bucuria, nivel 540. Este iubirea necondiționată și neschimbătoare, împovita oricăror împrejurări și acțiunilor altor persoane. Lumea strălucește de frumusețe și splendoare, care sunt percepute în toate lucrurile din jur. Perfecțiunea creației divine devine evidentă. Se manifestă apropierea de unitate și descoperirea sinelui, a sinelui superior, compasiunea față de toți și de toate, o imensă răbdare, sentimentul unității cu ceilalți oameni și preocuparea față de fericirea lor. Predomină sentimentul realizării de sine și al independenței. Iubirea, nivel 500. Un fel de a fi iertător, plin de atenție și susținere, nu pornește din minte. Emană mai degrabă din inimă. Iubirea se concentrează asupra esenței unei situații, nu asupra detaliilor acesteia. Are în vedere întregul, nu părțile separate. Pe măsură ce percepția este înlocuită de viziune, iubirea nu mai este părtinitoare, remarcând valoarea intrinsecă și motivele de a iubi tot ceea ce există. Rațiune, nivel 400. Este cea care face deosebirea între oameni și regnul animal. Reprezintă capacitatea de a vedea lucrurile în mod abstract, de a conceptualiza, de a fi obiectivi, precum și de a lua decizii rapide și corecte. Își dovedește enorma utilitate în rezolvarea de probleme. Știința, filozofia, medicina și logica sunt expresiile întâlnite la acest nivel. Acceptarea, nivel 350. Aceasta este o energie calmă, relaxată, armonioasă, flexibilă, primitoare și lipsită de rezistență interioară. Viața este frumoasă. Tu și eu suntem așa cum trebuie. Mă simt conectat. Această energie ia viața așa cum este. Nu este nevoie să dați vina pe ceilalți sau pe viață. Bunăvoința, nivel 310. Această energie ajută la supraviețuire în virtutea unei atitudini pozitive care întâmpină cordial toate manifestările vieții. Este o energie prietenoasă, care se face utilă, dorește să ajute și se pune în serviciul celorlalți. Neutralitate, nivel 250. Această energie promovează un mod de viață confortabil, pragmatic și relativ liber de emoționalitate. Este bine oricum. Nu adoptă poziții inflexibile, nu este critică și nu este competitivă. Curajul, nivel 200. Energia aceasta afirmă: pot să fac asta. Este plină de hotărâre
pasionată de viață, productivă, independentă și plină de putere interioară. Face posibilă acțiunea efectivă. Mândria, nivel 175. Calea mea este calea cea mai bună. Susține acest nivel. Se concentrează pe realizare, dorință de recunoaștere, dorința de a fi considerat special și de perfecționism. Se simte mai bine decât și superior celorlalți. Mânie, nivel 150. Această energie învinge sursa provocatoare de teamă prin forță, amenințări și atac. Este iritabilă, explozivă, aprigă, volatilă și plină de resentimente. Îi place să fie chit, în sensul de îți arăt eu ție. Dorința, nivel 125. Este într-o permanentă căutare a câștigului, achizițiilor, plăcerii și urmărește să primească ceva mai mult decât altcineva. Este insațiabilă, niciodată satisfăcută și tot timpul tânjește după ceva. Trebuie să am și eu asta. Dăm ceea ce vreau și dăm asta acum. Teama, nivel 100. Această energie sesizează pericolul, care este pretutindeni. Este evitantă, defensivă, preocupată de siguranță, posesivă față de ceilalți, geloasă, neliniștită, anxioasă și vigilentă. Suferința, nivel 75. La acest nivel se manifestă neajutorarea, disperarea, sentimentul pierderii cuiva, regretul și sentimentul că aș fi vrut să... Separare, depresie, tristețe, sentimentul de a fi un ratat, mâhnire profundă de genul, nu mai pot continua în felul acesta. Apatie, nivel 50. Această energie se caracterizează prin lipsa de speranță, a face pe niznaiul, a epuiza pe alții, a fi imobilizat, precum și sentimente de genul nu pot și cui pas. Sărăcia este des întâlnită la acest nivel. Vinovăția, nivel 30. În acest câmp energetic, persoana dorește să pedepsească și să fie pedepsită. Conduce la autorespingere, masochism, remușcări, a se simți rău și la autosabotaj. Este vina mea. Predispoziția la accidente, comportamentul suicidar și proiectarea urii de sine asupra celorlalți, care sunt răi, sunt frecvent întâlnite la acest nivel. Constituie baza numeroaselor afecțiuni psihosomatice. Rușine, nivel 20. Se caracterizează prin umilință, zugrăvită prin expresia a lăsa capul în jos. Este în mod firesc, acompaniată de ostracizare. Este destructivă pentru sănătate și duce la cruzime față de sine și de ceilalți. În general, putem afirma că partea inferioară a scalei este asociată cu frecvențe inferioare ale vibrației, energie inferioară, putere inferioară,
circumstanțe de viață mai dificile, relații mai nepotrivite, mai puțină bogăție, mai puțină iubire, sănătate fizică și emoțională mai precară. Din cauza energiei inferioare, acești oameni necăjiți ne epuizează la toate nivelurile. Ei sunt adesea ocoliți și sfârșesc prin a fi înconjurați de oameni de același nivel. Ajung în închisoare, de exemplu. Pe măsură ce renunțăm la sentimentele negative, are loc o ascensiune treptată pe scală, spre nivelul curajului, și apoi dincolo de acesta, ce are drept consecință o mai mare eficiență, mai mult succes și mai multă abundență, dobândită fără efort. Tindem să căutăm compania acestui gen de persoane. Spunem despre acestea că sunt suspuse. Ele răspândesc energia vieții tuturor lucrurilor vii din jurul lor. Animalele se simt atrase de acești oameni. Fac minuni cu orice plantă verde și influențează pozitiv viața tuturor celor care intră în contact cu ei. La nivelul curajului, sentimentele negative nu au dispărut cu totul. Însă acum dispunem de suficientă energie ca să ne ocupăm de acestea pentru că ne-am recâștigat puterea și sentimentul de adecvare. Calea cea mai rapidă de a ajunge din josul scalei, în partea superioară, este de a spune adevărul atât nouă înșine, cât și celorlalți. Nivelurile energetice mai sunt asociate, în mod tradițional, cu centrii energetici ai corpului, cunoscuți și sub denumirea de chakre. Chakrele sunt centri energetici prin care se presupune că ar circula energia Kundalini. Odată ce aceasta este trezită la nivelul curajului, 200, se întâmplă acest lucru. Centrii energetici, chakrele, pot fi măsurați prin diverse tehnici medicale și instrumente electronice sensibile. Pe harta conștiinței, chakrele calibrează după cum urmează. Chakra coroanei, nivel 600. Al treilea ochi, nivel 525. A gâtului, 350. Chakra inimii, 505. A plexului solar, 275. Chakra sacrală sau a splinei, 275. Chakra bazală sau a rădăcinii, nivel 200. Când ne eliberăm de sentimentele negative, energia din chakrele superioare sporește. În loc de obișnuitul a ne vărsa fierea, chakra a doua, pe cineva, de exemplu, de acum se va spune despre noi că suntem inimoși. Chakra a patra. Sistemul nostru energetic are un impact direct asupra corpului fizic. Energia din fiecare chakra circulă prin canalele denumite meridiane ale întregului corp energetic, care este ca o matriță a corpului fizic. Fiecare meridian este asociat unui anumit organ. Fiecare organ este asociat unei anumite emoții. O emoție negativă tulbură echilibrul energetic al meridianului de acupunctură asociat și al organului corespondent. Depresia, disperarea și melancolia, de exemplu, sunt asociate meridianului ficat. Prin urmare,
Aceste emoții tind să intervină în buna funcționare a ficatului. Fiecare sentiment negativ afectează un organ al corpului și cu trecerea timpului, organul respectiv se îmbolnăvește și poate chiar înceta să mai funcționeze. Cu cât starea noastră emoțională este mai proastă, cu atât avem o influență mai negativă, nu numai asupra propriei vieți, ci și asupra universului viu care ne înconjoară. Cu cât nivelul nostru emoțional este mai evoluat, cu atât viața noastră devine mai pozitivă, sub toate aspectele, și vom susține ansamblul vieții care ne înconjoară. Pe măsură ce emoțiile negative sunt recunoscute și eliminate prin mecanismul renunțării, devenim mai liberi și ne deplasăm ascendent pe scală, trăind din ce în ce mai multe sentimente pozitive. Toate emoțiile inferioare constituie limitări și ne fac să nu percepem realitatea. Realitatea sinelui nostru adevărat. Pe măsură ce ajungem prin renunțare, în partea superioară a scalei și ne apropiem de vârf, începe să se manifeste un nou tip de experiență. Chiar în vârful scalei, începem să ne realizăm sinele adevărat și să trăim diferite niveluri de iluminare. În această etapă, cel mai important este să observăm că pe măsură ce progresăm și ne eliberăm, încep să se manifeste ceea ce este îndeopște cunoscut ca realizare spirituală, intuiție și dezvoltarea conștiinței. Este o experiență obișnuită pentru toți cei care renunță la sentimentele lor negative. Ei devin din ce în ce mai conștienți. Ceea ce este imposibil de văzut sau de experimentat la niveluri inferioare ale conștiinței devine evident și cât se poate de clar la nivelurile sale superioare. Să înțelegem emoțiile. Descoperirile științifice au arătat că toate amintirile sunt îndosariate în banca de date a memoriei printr-un sistem de clasare bazat pe asocierea sentimentului și a variațiilor sale subtile. Experimentul Gray la Violet din anul 1982. Amintirile sunt clasate în funcție de nuanța sentimentului și nu în funcție de evenimentul care le-a provocat. În consecință, există o bază științifică pentru observația că autoconștientizarea este mai accelerată în cazul analizării sentimentelor decât a gândurilor. Gândurile asociate, chiar și unui singur sentiment, se pot număra cu miile. Înțelegerea emoției care stă la baza gândurilor și a manevrării ei corecte este așadar mai gratifiantă și mai puțin consumatoare de timp decât aplecarea asupra gândurilor însele. La început, dacă cineva nu este familiarizat cu tot ce ține de sentimente, este de preferat să înceapă doar prin a le observa, fără a face nimic în privința acestora. Astfel, se vor clarifica unele lucruri ce țin de relația dintre sentimente și gânduri. De exemplu, anumite tipuri de gânduri care tind să se repete pot fi lăsate deoparte până este identificat sentimentul care li se asociază. Asupra sentimentului se poate interveni dacă acceptăm mai întâi că el există, fără a-i opune rezistență sau a-i condamna existența.
Abia după aceea se începe golirea sentimentului de energia pe care o conține, lăsându-l să fie doar ceea ce este, până își epuizează toată energia. Ceva mai târziu pot fi analizate și gândurile din trecut, care veți constata că se vor fi schimbat între timp. Dacă ați renunțat în totalitate la un anumit sentiment, eliberându-vă de acesta, toate gândurile asociate lui vor fi dispărut fără urmă la rândul lor, fiind înlocuite de un gând generalizator care va expedia rapid chestiunea în cauză. Iată și un exemplu în acest sens. Un individ și-a rătăcit pașaportul cu puțin timp înaintea unei călătorii într-o țară străină. Pe măsură ce se apropia data plecării, panica bărbatului era din ce în ce mai mare. Mintea lui gonea nebunește, încercând să-și dea seama unde s-ar fi putut rătăci pașaportul. L-a căutat prin toate colțurile casei. A încercat inutil tot felul de artificii mentale pentru a-și aminti unde îl pusese. S-a ocărât în fel și chip. Cum am putut fi atât de tâmpit încât să-mi pierd pașaportul? Acum nu mai am timp să obțin un altul. Pe măsură ce se apropia ziua fatidică, omul era pus în fața adevăratei dileme. Nu tu pașaport, nu tu călătorie. Dacă nu pleca în călătorie, s-ar fi confruntat cu numeroase consecințe neplăcute, pentru că era o călătorie combinată și în interes de afaceri și de plăcere. Iar absența lui ar fi creat o situație dificilă. Într-un final și-a amintit să aplice tehnica renunțării. S-a așezat și a început să se întrebe: care este sentimentul de bază pe care l-am ignorat până acum? Spre surprinderea lui, sentimentul de bază a reieșit a fi mâhnirea profundă. Mâhnirea era asociată cu faptul că nu dorea să se despartă de o persoană pe care o iubea foarte mult. Acestui sentiment i se asocia și teama de pierderea relației sentimentale sau cel puțin fragilizarea ei din cauza plecării sale. Pe măsură ce renunța la mâhnire și la teama care îi era asociată, s-a simțit deodată împăcat cu situația. A ajuns inclusiv la concluzia că dacă relația respectivă nu putea rezista acelor 2 săptămâni de absență, nu merita să se prăpădească atâta cu firea. Deci, până la urmă, nu exista niciun risc. Când s-a simțit împăcat cu el însuși, și-a adus imediat aminte unde se afla pașaportul. Acesta se afla într-un loc atât de ușor de găsit și de evident, încât numai un blocaj inconștient ar fi putut explica de ce nu-și adusese aminte unde îl pusese. Nu mai este nevoie să spunem că toate miile de gânduri legate de lipsa pașaportului, călătoria ratată și posibilele consecințe au dispărut imediat și fără de urmă. Starea lui emoțională s-a schimbat din frustrare în recunoștință și fericire. Renunțarea se poate dovedi foarte utilă în situațiile din viața de fiecare zi. Însă recurgerea la aceasta în situațiile de criză poate fi crucială în prevenirea și alinarea marilor suferințe. Apariția unei crize de viață este de obicei însoțită de o emoție copleșitoare. Criza respectivă
vizează unul din domeniile noastre majore, de sentimente suprimate sau reprimate. În aceste situații, problema nu o constituie identificarea emoției, ci mai degrabă modul de abordare a excesului emoțional.